Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Parcarea din parc desființată. Romanescu vrea liniște la transloc. Bălțoi argint la Alba Iulia. Peste 200 de persoane protestează în centrul orașului Târgu Jiu. Este vorba de reprezentanți ai sindicatelor afiliate Confederației Naționale, Cartel Alfa. Se mizează pe participarea cel puțin 100 de angajații complexului energetic Oltenia. Este vorba de lideri de sindicat și simpli membri din Federația Națională Mine Energie. Principala nemulțumire a celor care organizează mitingul este legată de intenția guvernului de a transfera contribuțiile salariale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Liderii de sindicat sunt de părere că salariile nete vor scădea în urma transferului de taxe, iar angajații vor avea de suferit. În ceea ce privește mobilizarea forțelor de ordine, nu sunt probleme. Vineri, după cum probabil cunoașteți, a avut loc o întâlnire a Comisiei de Avizare pe ordine publică și au primit aprobarea pentru organizarea acestui meeting. Toate detaliile sunt puse la punct, nu vor fi probleme, nu vor fi incidente, cu siguranță lucrurile se vor desfășura într-un mod pașnic, iar revendicările pe care Cartelul Alfa le-a înaintat către instituția prefectului și către Consiliul Județean Gorj, pentru că materialul a fost direcționat și spre Consiliul Județean Gorj, vor fi și ele trimise mai departe către București. Confederația Națională Cartel Alfa mai cere și modificarea legislației în privința închirii contractelor colective de muncă. În stradă sunt prezenți membrii din 26 de sindicate, din minerit, energie, educație, sănătate, veterinari, sectorul bancar și din câteva companii private. Lucrările de la podul Turcinești sunt pe ultima sută de metri. Acesta trebuia să fie gata conform proiectului până în luna noiembrie, însă acest lucru se va întâmpla mult mai devreme. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mujan, ne-a explicat ce lucrări au fost efectuate în ultimele zile. S-a montat mâna curentă, s-au montat bordurile, mai este de pus acea hidroizolație, după care trebuie să pună șapa asfaltică. Totul depinde de vreme, următoarea perioadă, dar eu zic că suntem cam pe ultima sută de metri să se reia circulația pe podul de la Turcinești. După ce va fi redat circulației, vor fi introduse și restricții de tonaj. Parcarea din parcul central de lângă complexul Dolce Vita a fost desființată. Există o hotărâre încă din 2010 care interzicea accesul mașinilor în parc, dar în mod inexplicabil, până acum a fost permisă funcționarea unei parcări în acea zonă. Până când cetățenii se vor obișnui cu ideea că nu mai au voie să parcheze în parc, poliția locală va intensifica controlele în acea zonă. Este și un indicator care a fost montat de către angajații din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Din păcate, au mai apărut probleme. Astăzi, în prima ședință de operativă din această săptămână, am luat decizia ca poliția locală să intensifice controlele în acea zonă și cel puțin o perioadă de timp, o săptămână, două, până toți cetățenii se obișnuiesc cu acele limitatoare să poată să rezolve această problemă. Amenda pentru cei care vor mai intra cu mașina în parc este de la 200 la 500 de lei. Alianța Liberalilor și Democraților Gorj va avea candidat la alegerile parțiale din Telești din luna noiembrie. În ședința din cadrul biroului politic județean Gorj a fost validată candidatura lui Nicolae Cristian Mischie. Nicolae Cristian Mischie este o persoană hotărâtă să facă schimbări pentru Comuna Telești. Până acum, șansele ca să obțină candidatura sunt destul de mari. În ședința biroului politic județean Gorj am validat candidatura domnului Mischie Nicolae Cristian pentru alegerile la primăria din Telești. Am stat de vorbă, a fost prezent, am discutat cu el, este o persoană hotărâtă și va fi candidatul nostru la alegerile la primăria Telești. Șanse destul de mari,
Noi considerăm că avem șanse destul de mari. În ciuda faptului că PSD și ALDE merg și de această dată pe varianta candidaturilor separate, la fel ca la alegerile parțiale din vară, reprezentanții ALDE Gurs susțin că alianța celor două formațiuni politice este funcțională. Printre proiectele importante propuse de către primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, pe ordinea de zi în ședința Consiliului Local, se regăsesc trei esențiale pentru funcționarea transportului public local. Este vorba de alocarea unei sume de bani pentru buna funcționare a Transloc Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a declarat că decizia rămâne la mâna Consiliului Local. Dacă acești bani nu vor fi alocați, există riscul unei noi greve la Transloc. Din economiile pe fondul de salarii de la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu, avem posibilitatea să disponibilizăm 200.000 de lei, 2 miliarde în banii vechi pentru acele creșteri de salarii la Transloc. Toată această decizie în momentul de față este la mâna consilierilor locali. Deci pot să disponibilizeze această sumă sau nu. Iar în condițiile în care nu se va acorda această suplimentare de subvenție, există și un astfel de risc. Externalizarea serviciilor de transport ar putea însemna și pierderea unei mari finanțări europene. Suntem legați în acest moment de un proiect pe care îl depunem, de un proiect de 20 de milioane de euro, care ne obligă să avem o societate constituită la nivelul Consiliului Local, gen Transloc, ca să putem să primim această finanțare. Deci nu ne permitem în acest moment să discutăm de externalizarea serviciilor de transport în municipiul Târgu Jiu, pentru că externalizarea ar presupune și pierderea sau, ce să vă spun, de a obține fonduri. Fonduri care, cum să vă spun, prevăd modernizarea mijloacelor de transport, prevăd extinderea rețelelor de transport. Deci eu personal nu pot permite un astfel de risc, pentru că ar fi cel mai mare proiect pe care primăria municipiului Târgu Jiu l-a depus și îl finanțează. Reprezentanții Transloc au avertizat încă de vineri că dacă nu vor fi luați în calcul în ședința de consiliu și nu le vor fi aprobate majorările de salarii, de marți vor porni o nouă grevă. Muzeul Național Constantin Brâncuș va fi amplasat în Casa Gănescu. Acum se așteaptă alocarea banilor de la guvern pentru realizarea proiectului. Ionuț Vulpescu, ministrul culturii, anunțase în cadrul vizitei de la Târgu Jiu că se va decide unde va fi înființat Muzeul Brâncuș. Ședința de data de 29 septembrie voi supune avizării și aprobării Consiliului Județean Gorj transmiterea cu titlu gratuit acestui imobil. Din discuțiile purtate la Secretariatul General Guvernului și la Ministerul Culturii, vor fi prevăzuți toate fondurile necesare în bugetul de stat pe anul 2018 și de urgență se va proceda la punerea în aplicare a legii prin care a fost înființat acest muzeu național. Pe data de 29, memorandul a venit, este în original, 29 vom aproba și de îndată vom trimite acordul nostru în ceea ce privește transmiterea acestui imobil cu titlu gratuit pentru a proceda și dumnealor la alocarea banilor, realizarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, a tot ce înseamnă amenajare peisagistică și amenajare interioară și exterioară a imobilului cu destinația viitoare de muzeu național. În Casa Gănescu, Constantin Brâncuș a locuit când lucra la ansamblul monumental Calea Eroilor. Edilul municipiului Târgu Jiu analizează toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local. Toate unitățile vor fi supuse unor verificări pentru ca totul să fie sub control. În acest moment sunt lucruri care nu funcționează așa cum trebuie, a precizat primarul Marcel Romanescu. Sunt în continuare într-o analiză făcută pe toate unitățile, pe toate societățile și unitățile din subordinea Consiliului Local și al primăriei, în privința celor care sunt în subordinea primăriei. Am deja o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă și sunt și lucruri care nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în acest moment. În privința societăților comerciale, este clar, acolo avem un consiliu de administrație și trebuie făcut o analiză mult mai corectă de către cei care avem reprezentanți în consiliul de administrație al acelor societăți comerciale. Edilul Marcel Romanescu a declarat că va păstra aparatul administrativ de lucru al fostului primar Florin Cărciumaru. Rămâne de văzut dacă toți șefii din instituții vor rămâne pe posturi până la finele mandatului acestuia.
Primarul comunei Bombeș Pițic, Michi Nioață, se poate mândri cu câteva proiecte de suflet ce vor fi realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba despre extinderea rețelei de apă din localitate, reabilitare și modernizare infrastructură, dotări cu echipamente didactice și de laborator la școala gimnazială Bombeș Pițic și reabilitare cabinet medical Sat Păienari. Proiectele sunt aprobate. Urmează licitațiile. În două săptămâni de până aceste proiecte la Ministerul Dezvoltării, pentru aceste proiecte vor fi nevoie și de cofinanțare. Cofinanțare pe care în colaborare cu Consiliul Județean, care mă va sprijini, îi voi avea și va fi cu succes aceste proiecte. Va fi modernizat și căminul cultural unde va funcționa începând de anul viitor Clubul Vârstnicilor. 100.000 de euro este valoarea investiției pentru înființarea acestuia și va fi realizat din fonduri europene. Acest proiect este aprobat pe fonduri europene și de aceea vreau ca începând cu anul viitor să modernizez clădirea și să începe să funcționeze acest centru. Edilul nu se oprește aici, deoarece vrea și canalizare în comună. Valoarea proiectului făcut, care își așteaptă însă aprobarea, fiind de 270 de miliarde de lei vechi. Angajații Complexului Energetic Oltenia așteaptă în continuare banii pentru zilele lucrate în plus în cadrul companiei. Este vorba în special de salariații din sectorul minier. Aici a fost nevoie de trecerea la un program extins de lucru, respectiv la 7 zile. Suma totală pentru plata veniturilor obținute de angajații CEO ca urmare a zilelor prestate în plus este de 25,3 milioane de lei. Inițial s-a vorbit despre faptul că suma a fost aprobată prin rectificare de buget la nivel central, însă, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, încă este nevoie de o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al companiei, pentru ca suma respectivă să fie inclusă în fondul de salarii. Cererea crescută de energie pe cărbune din ultimul an a avut ca efect creșterea cantității de cărbune necesară pentru producerea de curent electric. Sportiva antrenată de Viorica Dima de la Bălțoi a terminat a doua cursă Alba Iulia City Race, desfășurată sâmbătă dimineața în cetatea Alba Carolina. La start au fost prezenți aproape 600 de participanți care s-au înscris pentru a alerga pe 4 trasee. Atleta de la CS Panduri a terminat proba de semi-maraton 21 de kilometri cu timpul de 1 oră 32 de minute și 46 de secunde. Chemistul Matebo Rut din Kenya a câștigat întrecerea, iar pe locul 3 a venit Denisa Dragomir, CSM Pitești. Organizatorii au pus la bătaie premii totale în valoare de 20.000 de lei. Evenimentul a fost organizat de Primăria Alba Iulia și Asociația Non-Profit Sport la orice vârstă, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și DJST Alba. Pandurii Târgu Jiu a suferit prima înfrângere în jocurile din deplasare. Echipa lui Dan Alexa Dunărea Călăraș s-a impus în fața gurșenilor scor 3-1. Oaspeții au început foarte bine meciul și au deschis scorul prin Gabriel Dodoi în minutul 20. Doi foși panduri au îngropat echipa din Gorj. Mai întâi fundașul Bogdan Șandru a înscris din careul mic, minutul 39, iar peste doar 3 minute atacantul Valentin Alexandru a transformat un penalti obținut de Mezu. Dunărea a punctat și imediat după reluarea jocului în minutul 48, Canda marcând după o acțiune personală. Trupa gorjană a coborât pe locul 11, având un bilanț echilibrat, 3 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!